stăm așa, trebuie să vedem. Nu s-o obișnuie cu sticul ăsta. Mulțumesc, mulțumesc! Puteți zi la 20 de ani! Fără griji, fără bani! Mănin, puteți zi la 20 de ani! Da, fără griji! Fără bani! Salutare, dragi prieteni! Este ziua 575 a protestului Rezist. Astăzi am pus pe Facebook paginile dintr-o carte foarte interesantă cu personalități ale României post-decembriste, în care apare și Ioan Duia. Spuneam acolo că este eroul meu tăcut de aici, din Piața Victoriei. Ioan Duia ține contorul, ne spune de câte zile are loc protest neîntrerupt aici, în Piața Victoriei. După cum vedeți, dragii mei, aici este un grup de persoane, sunt câteva zeci de persoane, sunt patrioții minunați care vin în fiecare seară, zi de zi, aici, în Piața Victoriei, pentru a ține aprinsă flacăra protestului pentru independența justiției. Am venit și eu astăzi aici după o mică pauză și în special după ce am văzut semnalele care apar în presă, semnalele care ne indică faptul că Dragnea și mafia din jurul lui, toate grupurile mafiote care îl susțin, și scrisoarea lobistului Rudolf Giuliani ne arată ceva foarte interesant. Am să vă vorbesc despre asta imediat. Planul, toate aceste evenimente ne arată faptul că Dragnea a declanșat deja campania pentru subjugarea justiției și nu numai a justiției. Opinia mea este că Dragnea începe noua campanie pe care a gândit-o pentru această toamnă, prin care vrea să-și subjuge parchetul general prin destituirea procurorului Augustin Lazăr, după modelul decapitării Direcției Naționale Anticorupție, vrea să preia controlul asupra Serviciului Român de Informații și vrea să treacă inclusiv la suspendarea președintelui Klaus Iohannis. M-am uitat cu foarte mare atenție din nou la discursul lui de la acea emisiune din Antena 3, de la Antena 3, unde, mă rog, pe lângă bazaconile care ar fi fost urmărit de către cineva care vrea să-l asasineze, de către cei patru bărbați misterioși care ar vrea să-l asasineze. Pe lângă asta am observat un discurs clar al infractorului șef al PSD, nașul mafiei din România. Fac o paranteză, am pus astăzi pe Facebook și am văzut că a făcut deliciu multora dintre dumneavoastră o poză, sigur, e photoshopată, dintr-un afiș din filmul Nașul, în care apare figura lui Dragnea și a lui Tudorel Toader, care îi pupă mâna. Este un trucaj foto, dar să știți că el arată cam ceea ce se întâmplă în momentul de față în România. Ei sunt într-o campanie, campania de toamnă, prin care vor să preia controlul total asupra sistemului judiciar, asupra parchetelor și nu numai. Pentru că nu sunt întâmplătoare declarațiile lui Dragnea împotriva fostului și actualului șef al Serviciului Român de Informații, nu sunt întâmplătoare demersurile care s-au făcut până acum. Scrisorile fostului șef FBI și fostului primar al New Yorkului, Rudolf Giuliani, amândoi avocați, ai avocați pentru doi clienți interesanți din România sau care au legătură cu România, celebru Benny Steinmetz și, de fapt, sunt trei. Ați văzut reportajul astăzi pe Realitatea, foarte interesant acel material. Benny Steinmetz, Puiu Popoviciu și Alexander Adamescu. Și ajung acum la scrisoarea trimisă de către lobistul Rudolf Giuliani. Pentru că aici e vorba strict de o operațiune de lobby, dragii mei. Dar ce vreau eu să vă spun înainte să vă vorbesc despre scrisoare în sine este că o astfel de operațiune, să ajungi până la un asemenea nivel,
Rudolf Giuliani, un avocat cu o avere de peste 100 de milioane de dolari. Ai nevoie de niște sume foarte mari aici, nu cred că, și asta a spus-o jurnalistul Emilian Iseilă la Realitatea TV și a spus foarte bine, este un jurnalist care oferă tot timpul o analiză foarte clară și obiectivă a lucrurilor, este unul dintre puținii jurnaliști în care eu mai am încredere în România, după toate experiențele prin care știți că am trecut, și el a sesizat și el acest aspect pe care îl remarcasem și eu, și anume faptul că pentru a ajunge la un om de talia lui Rudolf Giuliani, un fost primar al New Yorkului, avocat, printre multiple lui firme are și o firmă de lobby, un om cu avere de 100 de milioane de dolari, ai nevoie de o sumă foarte mare. O singură entitate, un singur om din România, nu cred că și-ar fi permis să plătească acea sumă. Probabil că este un efort de grup. Un efort de grup, sigur, care vine să-l susțină pe Liviu Dragnea. Și gândiți-vă foarte bine că nimeni nu aruncă sume mari de bani aiurea, așa, într-o acțiune tam-nesam în mijlocul lunii august, nu se trezesc Adamescu cu Beni Steinmetz, arunci o sumă de bani ca să zică Rudolf Giuliani ceva, dacă acel ceva nu ar fi util unui plan mai mare. Gândiți-vă foarte bine, tot timpul vă spun treaba asta și am spus-o de foarte multe ori în comentariile mele, în foarte multe situații, cum este și cea de față, nu ai nevoie de cine știe ce informații, pentru că bunul simț îți spune, dacă o gândești la nivel logic și de bun simț, găsești răspunsurile corecte. Și sigur, poți să ai foarte multe informații și vei ajunge la aceeași concluzie. Întotdeauna, bunul simț este cel care te ajută să înțelegi. Și bunul simț și logica simplă ne spun că, dacă suntem conștienți de faptul că nu poți obține un asemenea demers de la Rudolf Giuliani cu costuri foarte mici, următoarea concluzie logică este că nimeni nu aruncă banii pe fereastră aiurea pentru un demers care să nu facă parte din ceva, care să nu fie o bucățică a unui plan. Numai așa, gândiți-vă. Adamescu, eu îl bănuiesc foarte mult pe Alexander Adamescu. De ce? Pentru că acest inculpat fugar, acest fugitiv, pentru că el a fugit la Londra, a reușit acolo să obțină un refuz al extrădării pe baza unor documente false. Mai multe știe să vă spună jurnalistul, între ghilimele, Sabin Orcan, care a făcut parte din multe campanii ale lui Alexander Adamescu împotriva DNA-ului și împotriva Laurei Codruța Chioveși. Și o să vă dau un detaliu interesant legat de Beni Steinmetz, dar mai stați un pic că vreau să-mi termin ideea principală. Eu îl bănuiesc pe Alexander Adamescu pentru că el a mai făcut astfel de operațiuni de black PR. Black PR, adică relații publice PR negru, cum ar veni. De ce? Pentru că el are scopul de a manipula, de a dezinforma, de a minți. El a mai făcut astfel de operațiuni la nivel foarte mare. Este bănuit că ar fi finanțat și operațiunea Black Cube, Alexander Adamescu. Și este foarte posibil să vină din direcția lui. Mie miroase, este modul lui de operare, este amprenta lui, este putoarea lui Alexander Adamescu, dacă vreți, pe care am mai văzut-o în mai multe operațiuni similare. Și gândiți-vă că omul ăla nu stătea la Londra să arunce foarte mulți bani ca să-l determine pe Rudolf Giuliani să vină cu un asemenea mesaj, să arunce foarte mulți bani dacă n-ar avea o promisiune, dacă n-ar fi ceva în spate, numai așa de dragul de a arunca niște bani. Deci este foarte clar, oameni buni, că ăștia au un plan. Și acum vin cu al doilea eveniment care s-a petrecut astăzi la Ministerul Justiției. Anunțul făcut de către Tudorel Slugă Model, care declanșează practic, și sunt convins că aveți o senzație de deja vu, așa a făcut și cu Laura Codruța Chioveși, declanșează practic planul de control asupra parchetului general. Deci vedeți, astea două nu sunt coincidențe, oameni buni. Nu sunt coincidențe. Astea fac parte dintr-un plan. Și dacă ne uităm în scrisoarea lui Rudolf Giuliani, putem înțelege ce au ei de gând să facă, pentru că acolo se vorbește despre o amnistie, despre o lege care să achite, să anuleze condamnările unor persoane. Și haideți să ne uităm un pic la un alt eveniment care, după părerea mea, are legătură cu aceste lucruri și o să vedeți ce frumos se închide cercul logic și sunt argumente de bun simț, oameni buni. Eu vă invit, dacă cineva vrea să le conteste, să le conteste, dar mi se pare că ce spun eu aici este domeniul evidenței. A fost în weekend acel protest la Ministerul Justiției împotriva sau pentru jandarmeria care a agresat oameni. M-am uitat foarte atent, îmi luasem o zi liberă, dar m-am uitat pe live-urile făcute acolo, m-am uitat pe imaginile colegei noastre, jurnalista independentă Camelia Tabacu, care face o treabă foarte bună aici în Piața Victoriei și în alte locuri unde
sunt prezenți patrioții care vin în Piața Victoriei și m-am uitat la figurile acelor oameni. Erau exact aceiași oameni pe care i-a adus infractorul Voiculescu la Cotroceni, pe care i-a adus infractorul Voiculescu la Tudorel Toader prima oară când a prezentat raportul lui Chioveși, pe care infractorul Voiculescu i-a adus și în 2012 când încerca suspendarea lui Traian Băsescu. Deci atenție mare, gândiți-vă! Giuliani, Alexandru Adamescu, Puiu Popoviciu, Beni Steinmetz. Ăsta este grupul de mafioți, grupul de corupți, grupul de șpagă din zona infractoarei fugare Elena Udrea, gruparea Udrea, Andronic Băsescu, Adamescu, Puiu Popoviciu, Beni Steinmetz. Pentru că Steinmetz este într-un dosar cu Andronic. Deci avem grupul ăsta. Avem grupul Voiculescu, care este mobilizat și a intervenit în forță. Avem grupul Dragnea Tăriceanu, care prin Tudorel Toader acționează. Uitați-vă că oamenii ăștia sunt din nou coordonați și nu este o întâmplare, oameni buni. Ăștia nu se trezeau toți ca fiecare se apuce să facă acum acțiune așa, independent unul de altul, și printr-o întâmplare succesiunea evenimentelor este perfectă. Ăștia au un plan, oameni buni. Și vin la amnistie. Gândiți-vă dacă s-ar da acea anulare a condamnărilor pe ideea că ar fi fost impuse politic, cine sunt cei care profită? Ăsta este un principiu din anchetele judiciare. Cui prodest, cui folosește, întotdeauna când se comite o crimă, cel care face ancheta se uită la primul lucru, cine profită de pe urma acelei crime, și aceia sunt principalii suspecți. Păi cine ar profita de pe urma unui asemenea demers? Liviu Dragnea, care își anulează cazierul și poate să fie prim-ministru sau să candideze la președinție. Adrian Năstase, care își anulează condamnările și poate să viseze la o poziție importantă în statul român. Darius Vâlcov, care poate să-și anuleze condamnările. Infractorul Dan Voiculescu, oameni buni, voi nu-l vedeți pe Dan Voiculescu în prim plan, dar toate aceste operațiuni put pentru mine, care sunt ziarist de 25 de ani și am trăit evenimentele din 2012 în redacția Adevărul și apoi evenimentul zilei din plin, să știți că operațiunile astea în put a Dan Voiculescu miroase a organizarea lui Dan Voiculescu. Opinia mea este că acest om în acest moment joacă un rol foarte, foarte important în evenimentele pe care noi le vedem în derulare în România, făcute pentru Liviu Dragnea. Sigur, Dragnea este un exponent al mafiei, dar în spatele lui, așa cum am explicat mai devreme, în planul 2 al piramidei stau aceste grupări. Și v-am explicat cu evenimente concrete. Gruparea Puiu Popoviciu, Beni Steinmetz, Andronic Udrea, infractoarea fugară Udrea, Alexander Adamescu, gruparea Voiculescu, gruparea Dragnea Tăriceanu, pentru că ei sunt cei care îl trag cu cheița pe Tudorel Toader. Cine a ieșit astăzi la declarații pe această temă? Călin Popescu, Tăriceanu. Înțelegeți, oameni buni, astea nu sunt întâmplări. Ăla n-a venit Tăriceanu din Monaco sau de unde își face el vacanțele ca să vorbească astăzi la Senat Tamnesam. Înțelegeți? Totul, după părerea mea, ne arată că există un plan. Să vă zic legăturile interesante, foarte interesante, pe zona de grupare, că am văzut materialul de la Realitatea TV și când am văzut pozele lor, Beni Steinmetz, Puiu Popoviciu, Alexandru Adamescu, mi-a picat fisa. De ce mi-a picat fisa? Pentru că mi-am adus aminte de niște situații ciudate, bizare, pe care le-am observat în redacția ziarului România Liberă, când plecasem de la evenimentul zilei la România Liberă, fiind în preajma lui Sabin Orcan, pe care îl vedeam din două în două zile, vorbind la telefon, și l-auzeam vorbind la telefon, cu triplul inculpat Dan Andronic. Atenție! Puiu Popoviciu, Dan Andronic și Beni Steinmetz sunt în dosarul Ferma Băneasa. Ce se întâmpla în acea perioadă? Alexandru Adamescu avea operațiunile lui de manipulare, dezinformare și black PR împotriva Laurei Codruța Chioveși și a Direcției Naționale Anticorupție. Dan Andronic, împreună cu Ion Cristoiu, cu Sebastian Ghiță, cu infractoarea fugară Elena Udrea, că atunci era Udrea în libertate pe la România TV, aveau operațiunile lor în derulare. Ce se întâmpla, oameni buni? Evenimentul zilei, Andronic discuta cu Adamescu, seara se întâlneau în parcul Herăstrău, și evenimentul zilei prelua mizerile lui Adamescu și Orcan prelua România Liberă mizerile lui Dan Andronic din evenimentul zilei. Înțelegeți? Astea nu sunt întâmplări. Oamenii ăștia sunt, după părerea mea, coordonați.
Sigur, Orcan trebuie să dea aceste explicații pentru că el pozează în jurnalist obiectiv și trebuie să justifice aceste lucruri. Noi ne retragem puțin mai în spate să-mi continui comentariul, pentru că aici în piață se cântă imnul național și nu vreau să-l deranjăm, dar în același timp vreau, dragii mei, să-mi termin ideea, pentru că mi-a luat expunerea puțin mai mult decât, vroiam să vă spun. Dar este foarte important, știți, în fiecare zi la ora 9 se cântă imnul național aici în piața Victoriei. Este grupul de patrioți minunat, să știți că pe ei nu-i vedeți la niciun post de televiziune. Nici o televiziune nu i-a invitat pe oamenii ăștia în studio. Niciuna. Dar oamenii ăștia sunt adevărații eroi ai acestor vremuri. Eroii tăcuți, eroii care prin prezența lor mențin viu acest protest și dau o speranță și devin o sursă de inspirație pentru toți cei care înțeleg că este rău ceea ce se întâmplă în țară. Vă vorbeam, dragii mei, despre aceste legături între ei și când am văzut la realitatea fotografiile Beni Steinmetz, Alexander Adamescu, Puiu Popoviciu, mi-am dat seama, bingo, are legătură cu Rudolf Giuliani, Putea Adamescu. Părerea mea e că Adamescu a gândit treaba asta, sau mă rog, oamenii care lucrează pentru Adamescu, că el e, dacă îl cunoașteți, eu l-am cunoscut așa de la distanță, nu e o persoană foarte inteligentă, dar are în spate un grup de influență, un grup de interese foarte puternic și bine conectat. A reușit să obțină niște lucruri foarte interesante. Și toate aceste evenimente ne arată, oameni buni, că ăștia au un plan pentru această toamnă. Și este evident că Dragnea vrea în această toamnă să dea lovitura finală și el trebuie să grăbească. De ce, oameni buni? Pentru că la anul vin alegerile prezidențiale. Și dorința lui este să devină președintele României. El trebuie să-și rezolve problemele legale, cazierul, ca să poată să înscrie în această cursă sau să poată să înscrie în această cursă Olichia, un fel de Veorica, o persoană care să execute ordinele și care în care el să aibă mare încredere, în același timp el rezolvându-și problemele penale pentru a putea să devină prim-ministru. Este foarte posibil ca Dragnea să-și dorească funcția de prim-ministru mult mai mult, pentru că acolo sunt banii, acolo este puterea, acolo este forța de a deveni și mai bogat și de a proteja averea pe care el deja a dobândit-o în mod ilicit. Este evident că în mod ilicit. De aceea, dragii mei, în acest context devine foarte importantă ziua de 10 septembrie. 10 septembrie, când avem anunțat un protest aici în București, cei de la Cluj am văzut că au anunțat că vin la București, este foarte bine, ar fi bine să mobilizeze toată țara să vină la București, dar știu că cei de la Timișoara, de la Oradea, de la Iași, de la Sibiu, pregătesc și ei proteste în 10 septembrie. În diaspora, încercăm să organizăm diaspora astfel încât în 10 septembrie să fie proteste în toate capitalele țărilor Uniunii Europene. Eu voi fi în 10 septembrie la Strasburg pentru a da în direct, preluând mesajul de la Vocea Străzii, că este Figăr Săvulescu aici, de la alte voci ale protestului rezist care vor fi în Piața Victoriei, pentru a duce în direct live acest mesaj parlamentarilor europeni și oficialilor europeni, astfel încât să atragem atenția Uniunii Europene că trebuie să intervină asupra politicienilor din România. Însă, principalul argument cu care se poate face treaba asta este faptul că Dragnea și clica lui acționează împotriva poporului. Pentru asta, ceea ce s-a întâmplat în 10 august, chiar dacă pe noi ne-a durut foarte mult, am fost gazați, am fost loviți, sunt oameni răniți foarte grav. Eu am stat 2 săptămâni cu mâna imobilizată. Sunt oameni care au răni mult mai grave. Chiar dacă ne-a costat foarte mult, să știți că o persoană a murit foarte important și asta este extrem de grav. Ziua de 10 august a avut un impact major pentru cauza noastră, întrucât a arătat foarte clar la nivelul tuturor partenerilor noștri europeni că poporul este împotriva lui Dragnea. Și asta trebuie să continue. Semnalul ăsta, noi, poporul, suntem împotriva mafioților pe care Dragnea îi controlează acum, trebuie să fie la fel de puternic sau chiar mai puternic în 10 septembrie. Și rolul nostru, acelor care vom fi la Strasburg, reprezentanța ai românilor din organizații civice din România și din diaspora, va fi să
explicăm exact, domne, uite, ăsta e mesajul, acum se întâmplă live, vedeți, la București, asta vă spun acești oameni, acolo este poporul, poporul este împotriva lor, veniți și susțineți poporul român. Ca să se întâmple treaba asta, trebuie ca dumneavoastră, poporul, în data de 10, să fiți masiv în stradă, în București și în toate orașele României. Trebuie ca dumneavoastră, poporul român, hăituit, alungat, exilat de șpagă, de corupție, de incompetență, de nepotism în lumea întreagă, să fiți în stradă în țările unde dumneavoastră locuiți. De aceea este foarte importantă data de 10 septembrie. Și unul dintre obiectele protestului, pe lângă demisia lui Dragnea, demisia lui Tăriceanu, demisia lui Dăncilă, stoparea legiferării pentru corupți și înăsprirea pedepselor pentru corupție, judecarea proceselor cu un regim de urgență, și vedeți toate cele 10 puncte în evenimentul care e organizat pe 10 septembrie, este și un nou punct, și anume judecarea și condamnarea celor vinovați pentru represiunea brutală din 10 august. Și ajung oameni buni la un lucru foarte important pe care vreau să vi-l spun în acest live. Oameni buni, ancheta procurorilor militari nu decurge normal. Trebuie să fim revoltați, oameni buni. Au trecut 3 săptămâni de la 10 august. Avem cu certitudine și fără niciun fel de dubiu jandarmi care au lovit oameni cu mâinile ridicate, cu bastoanele peste față. Avem jandarmi care la aproape un kilometru de Piața Victoriei au tras dintr-un taxi afară și au bătut cu pumnii și picioarele niște turiști izraelieni. Avem jandarmi care au comis fel și fel de fapte, tâlhărie împotriva unor jurnaliști care le-au furat telefonul. Oameni buni, ăștia toți trebuiau să fie arestați preventiv, la fel cum au fost arestați cei care au agresat jandarmerița. Nu există niciun motiv pentru care la 3 săptămâni de la comiterea acestor fapte indubitabile, pentru că le avem filmate și le-au văzut milioane de oameni, ăștia să nu fie arestați. Vă repet, nu discut despre lucrurile care mai trebuie lămurite. Cum a fost jandarmul care mi-a sucit mie mâna, deși i-am spus că mă doare, el mi-a luxat-o intenționat, care trebuie lămurit. El trebuie să explice procurorilor de ce l-ai luat așa pe bot. Poate m-a confundat cu cineva care a făcut ceva. Și atunci poate are o logică gestul lui. Dar sunt situații care sunt dincolo de orice dubiu. Cazul turiștilor izraelieni, acolo nu există dubiu, oameni buni. Ăia trebuiau toți încolonați să-i vedeți arestați. Cazul ăluia care i-a dat de față cu colonelul Paraschiv Mengele din jandarmerie, i-a dat cu bastonul peste cap acelui om. Este o altă filmare cu alt om cu mâinile ridicate care și-a bastonul peste față. Ăia doi jandarmi trebuiau arestați, oameni buni, și au trecut 3 săptămâni. Au trecut 3 săptămâni și ei sunt în uniformă, ca și cum n-ar fi făcut nimic. Colonelul Paraschiv însuși a comis infracțiunea de tâlhărie când a furat telefonul unui. Mergeți dumneavoastră pe stradă și furați telefonul cuiva să vedeți că vă ia poliția și vă arestează imediat. Pentru tâlhărie se dă mandat de arestare. Colonelul Paraschiv a tâlhărit un jurnalist. A comis infracțiunea de tâlhărie și el nu este nici măcar pus sub urmărire. Ăsta este primul aspect, oameni buni. Vorbim de jandarmii care direct au comis violențe, abuzuri indubitabile, pentru că sunt înregistrate video și nu pot fi contestate. Vorbim de al doilea lucru extrem de grav, dragii mei, care mă face pe mine să vă trag acest semnal de alarmă cu privire la faptul că ancheta nu decurge normal, și anume că toți șefii jandarmeriei sunt pe funcții. Păi oamenii ăștia, cu Coș, Paraschiv, Mengele din Jandarmeria Română, Sindile, Cazan, purtătorii de cuvânt care au comis infracțiunea de transmitere de informații false prin presă, toți oamenii ăștia sunt pe funcții de 3 săptămâni, oameni buni. Perioada în care au avut timp să discute cu fiecare jandarm care ar fi putut să devină martor al acuzării, al procurorilor. Și să le spună, în 3 săptămâni au avut timp să discute cu toți jandarmii care au fost în piață, să le pună în vedere ce să declare, astfel încât ei să scape. Au avut timp să măsluiască documente, probe, rapoarte, să determine întocmirea post-factum a unor documente care să-i ajute pe ei să scape. Nu se poate așa ceva, oameni buni. Ăștia trebuiau luați de procurori și pus sub control judiciar din ziua următoare, pentru că ei sunt principalii suspecți. Ei trebuiau pus sub control judiciar astfel încât să nu aibă acces la probatoriu. Care este probatoriu, oameni buni? Vreau să vă explic aceste lucruri, pentru că eu, fiind foarte mulți ani jurnalist pe eveniment și justiție, eu înțeleg foarte bine aceste lucruri și le văd.
Dumneavoastră vă bucurați că sunt 700 de plângeri penale la parchet, că ăștia sunt audiați, dar eu vă spun că asta este egal cu zero apă de ploaie. Cât timp cei care au comis direct brutalități sunt liberi și cei responsabili, principalii vinovați, sunt lăsați pe funcții, oameni buni, nu se poate așa ceva. Ei trebuiau pus sub control judiciar din ziua a doi de către procurori. Trebuia să li se interzică să meargă la unitate, să stea acasă sau sub consemn, cum îi pune pe ei, pe linie militară, și să nu aibă acces, oameni buni, ei au acces la probatoriu. Probatoriu în acest caz, 10 august, nu înseamnă numai filmulețele pe care noi le punem pe internet. Un probatoriu important sunt mărturile jandarmilor. Ei pot să vină, dacă sunt printre ei oameni cinstiți, care au procese de conștiință, ei ar putea fi determinați să vină în fața procurorului să spună: da, domne, Cazan ne-a dat ordin să ne acoperim numerele și ne-a spus, bă, nu contează regulamentele militare, îi rupeți cu bătaia. Cu siguranță așa s-a întâmplat. Dar ei cum să mai vină să spună așa ceva când văd că șefii lor principali vinovați de 3 săptămâni, 3 săptămâni, oameni buni? Sunt bine mersi pe funcții și nimeni nu le face nimic. Atenție foarte mare. Modul cum avansează această anchetă duce către mușamalizarea cazului. Și vă spun, nu vă ascund acest fapt, că eu am și experiențe personale cu parchetul militar. Știți că am depus 3 plângeri penale până acum și nu au făcut absolut nimic. Absolut nimic, oameni buni. Există un caz la Timișoara în care mai mulți jandarmi au reținut niște oameni ilegal, pentru că i-au oprit în trafic și oamenii aveau toate actele în regulă, i-au dus la secție și parchetul militar a refuzat constant să înceapă urmărirea penală. Și avocatul acelor jandarmi a dat în judecată parchetul militar, s-a dus în fața unui judecător, care judecătorul a constatat faptele, a dispus începerea urmăririi penale și sub supravegherea judecătorului, ce să vedeți, s-a dovedit că acei jandarmi au comis infracțiuni. Deci parchetul militar, atenție foarte mare, după părerea mea, judecând de la distanță și văzând că nu ia măsuri împotriva celor vinovați, vă repet, pe de o parte cei care au comis brutalitățile, pe de altă parte șefii lor, este inadmisibil. Șefii lor trebuiau scoși de pe acele funcții. Trebuia să li se dea o dispoziție că nu mai au voie să vină la unitate. Păi cum să declare un jandarm adevărul? Cum să povestească un jandarm adevărul când el pleacă din unitate la parchet și cu coșul acolo, șef? Și știe că cu coșul e șef, că îl dă afară mâine. Gândiți-vă, oameni buni, sunt chestiuni de logică și de bun simț. Ancheta asta nu decurge deloc bine. Și noi avem datoria să fim revoltați și în 10 septembrie să dăm un semnal foarte puternic că noi, oamenii corecți, societatea civilă, oamenii cinstiți, noi, poporul care am fost gazat aici în Piața Victoriei în 10 august, noi nu înghițim bullshit-ul parchetului militar și cerem o anchetă adevărată în care să vedem măsuri împotriva vinovaților. Gândiți-vă numai la lucrul ăsta, oameni buni. Vorbim despre niște fapte, violențe, da? Vorbim de violență, agresivitate fizică, da? Cei care au fost agresivi cu jandarmii sunt arestați. Dintre jandarmi nu e nimeni arestat. Păi cum funcționează justiția asta? Cum? Nu vi se pare că este exact cum a scăpat-o pe Carmen Dan, dacă țineți minte, în conferința de presă, unde a transmis și calomnii la adresa mea, pentru care să știți că voi acționa judecată, cum a scăpat-o și a zis că legea nu este egală? Exact despre asta este vorba. Legea nu este egală. Dacă legea era egală, noi aveam pe lângă cei care arestați, pe lângă cei care au agresat-o pe jandarmeriță, îi aveam arestați pe toți cei care au dat bastoane peste față oamenilor cu mâinile sus, îi aveam arestați pe ăia care au bătut turiști izraelieni, îl aveam arestat pe ăla care mi-a sucit mie mâna fără să fie nevoie de așa ceva, când eu i-am spus, cei care au dat cu gaze în copii. Înțelegeți, oameni buni? Deci gândiți-vă foarte bine, nu vă lăsați dezamorsați și nu vă lăsați demoralizați. Trebuie să fim acum mai revoltați decât în 10 august, decât în 11 august, decât în 12 august. Și în 10 septembrie avem o lună de zile exact de la 10 august. Este o zi lucrătoare, o premieră în organizarea protestelor. Deci putem să dăm un semnal foarte puternic. Noi vom fi la Strasbourg pentru a ne asigura că vocea voastră de aici, din Piața Victoriei și din toate orașele țării, e auzită acolo. Și în felul ăsta sperăm să facem ceva diferit. Să facem din nou un next level, ceva diferit față de ce a fost până acum. Legat de deplasarea de la Strasbourg, eu voi fi în 10 acolo, dar vreau să vă spun foarte important, în data de 7
la ora 18 în piața Trocadero de lângă turnul Eiffel, voi fi prezent acolo. Deci în 7 la ora 18 în piața Trocadero voi fi prezent pentru a mă întâlni cu comunitatea românilor din Paris și din Franța, cine dorește să vină. În data de 8 septembrie, deci asta e în 7 septembrie, în data de 8 septembrie la ora 18, la 6 seara, voi fi la columna lui Traian. În piața aia din fața columnei lui Traian, voi fi prezent la Roma, la columna lui Traian, pentru a discuta cu comunitatea românilor din Italia. Este foarte important să ne organizăm să fie proteste masive în data de 10 și la Paris și la Roma. În data de 9 voi fi la Milano, la ora 18, la Consulatul General al României din Milano, unde sper să mă întâlnesc cu prietenii de la Resist Milano și cu alte grupuri noi care am înțeles că se înființează. Și e foarte bine, e bine să fie cât mai multe grupuri și chiar dacă au poziții diferite aceste grupuri între ele pe diverse teme, să nu uităm că avem cu toții un scop comun, să ne concentrăm pe el acum. Asta este ideea principală. În data de 10 voi fi la Strasbourg și în 11 voi fi la Zurich, la Rathausbrücke, cred că se cheamă. După cum sună denumirea, bănuiesc că e podul din fața primăriei. Rathaus înseamnă primărie în germană. La Rathausbrücke e evenimentul făcut pe Facebook. Dacă greșesc, vorbitorii de limbă germană, îmi cer scuze. Voi fi acolo, vedeți locul exact pe pagina de Facebook a evenimentului. La Zurich, așadar, pentru a mă întâlni cu românii din Elveția și din zonă, pentru a ne mobiliza în data de 11 septembrie, după data de 10, pentru că mesajul din data de 10 va trebui transmis cât mai puternic și în 11, și în 12, și în 13, și în 14, până când, din interior, prin vocea poporului, cu sprijinul politicienilor din opoziție, care sper să fie mai inventivi și mai creativi și mai bine organizați și mai uniți, cu ajutorul partenerilor din Uniunea Europeană care vor interveni, credeți-mă, și partenerii noștri de peste ocean, Statele Unite în special, ei vor interveni dacă vor vedea că poporul este în continuare număr mare împotriva mafioților în stradă, pentru că atunci devine clar pentru ei că poporul nu acceptă. Ăsta este mesajul principal pe care noi trebuie să-l dăm în 10 septembrie. Noi, poporul, suntem tot aici, suntem un număr și mai mare și noi arătăm clar lumii întregi că acest grup infracțional, organizat în jurul infractorului șef al PSD, Liviu Dragnea, cu grupări ale mafiei din toate zonele politice, că v-am explicat mai devreme, gruparea Udrea, Andronic, Adamescu, Beni Steinmetz, Puiu Popoviciu, da? Aia nu e PSD-istă zona aia. E din altă zonă, e din altă, dar e tot o grupare de tip mafiot, toți sunt în spatele lui Dragnea și toți acționează împotriva poporului. Este foarte important să dăm acest semnal, oameni buni. Așadar, mobilizați-vă masiv pentru data de 10 septembrie. Cei care puteți să veniți din țară aici la București, încercați să veniți. Dacă nu, organizați evenimente în orașele voastre și transmiteți cât mai departe mesajele noastre. Toate revendicările sunt pe pagina Insist, Resist, Exist, cred că este pagina, cei care organizează evenimentul din 10 septembrie. Acolo e lista de 10 revendicări. Distribuiți cât mai mult această listă de revendicări. Distribuiți cât mai mult live-ul de pe Vocea Străzii, live-ul de pe paginile mele. Cine mai face live aici, e important ca aceste idei să fie cât mai mult distribuite. Și lucru cel mai important pentru ancheta împotriva jandarmeriei: nu vă lăsați amăgiți de ceea ce am văzut până acum. Momentul în care ancheta asta va merge pe drumul cel bun și corect va fi momentul în care îi vedem suspendați din funcții pe șefii jandarmeriei și vedem primii jandarmi arestați. Până nu vedeți aceste măsuri, să știți că ancheta e tergiversată, ancheta nu merge așa cum ar trebui să meargă. De aceea este foarte important ca toți cei care mă priviți, priviți Vocea Străzii, priviți celelalte pagini care fac live, să redistribuiți cât mai mult în continuare filmulețele, poveștile, fotografiile, dovezile brutalității jandarmeriei. În continuare, astea trebuie să circule, să fie multiplicate și multiplicate și multiplicate pe rețele sociale. Pentru că v-am spus, noi am fost aici în piața Victoriei, 250.000, 300.000 de oameni. Sigur, paginile noastre de Facebook au avut un reach foarte mare. Pagina mea publică s-a dus din nou aproape de 3 milioane. Nu știu, Vocea Străzii, cât a avut reach după 10 august? Ultimele 30 de zile, 7 milioane de vizitatori. 7 milioane. De privitori ai. Ia uite, este foarte interesant, este foarte important să se ducă la toți oamenii. Și gândiți-vă la acest lucru, în România, și noi trebuie să ajungem la toți.
sunt 18,5 milioane de oameni cu drept de vot. Scoatem cele 3 milioane de oameni, încerc să fiu decent în exprimare, fără minte, care îi susțin pe corupți, scoatem 3 milioane, rămân 15 milioane de oameni. 15 milioane de oameni trebuie conștientizați cu privire la faptul că în 10 august aici a fost poporul, că niște mafioți folosind jandarmeria au gazat și au bătut poporul. 15 milioane de oameni. Pentru a merge la toți oamenii e nevoie de toți cei care știți acest adevăr. Să-l distribuiți mai departe, să vorbiți despre el, să-l răspândiți mai departe. Este foarte important, oameni buni. Și să vă mobilizați pentru data de 10 septembrie. Până atunci, în 7 septembrie la ora 18, în Piața Trocadero, la Paris, ne vedem cu românii din Franța. În 8 septembrie, la columna lui Traian, la Roma, ne vedem cu românii din Italia. În 9 septembrie mă mai văd odată cu cei din nordul Italiei, la Milano. În 10 septembrie sunt la Strasburg, vom avea și un protest organizat acolo. Puteți să veniți cei care sunteți în zonă sau în țările din jur. În 11 septembrie ne vedem la Zurich, în Elveția, la Rathausbrücke, dacă nu mă înșel, așa se cheamă locul respectiv, sper să nu greșesc. Ne vedem acolo de la ora 20, de la 8 seara, atenție, pentru că în 11 noi vom continua întâlnirile cu europarlamentarii care vor dori să întâlnească cu noi la Strasburg. În 11 după amiază ne vom întâlni cu ei, după care vin direct la Zurich, în Elveția, pentru a mă întâlni cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult tuturor celor care susțineți aceste idei, ideile celor din Piața Victoriei, ideile Maratonului Civic Rezist, și vă rog din suflet, redistribuiți cât mai mult și haideți în 10 septembrie să încercăm să ne mobilizăm. Să mascheze că vor din nou să aprobe legea corupției, legea să scape. Păi despre asta e vorba, asta mi-a explicat la început. Poate mulți nu înțeleg. Asta mi-a explicat că în septembrie, în septembrie ei au un plan. Ei au început ce face Tudorel Toate, scrisoarea lui lobby-ul lui Giuliani, toate astea arată că ei au un plan în septembrie. Deci noi suntem, este vital să ne mobilizăm pentru a încerca să oprim acest plan. Distribuiți cât mai mult, dragii mei, și ne vedem în 7 la Paris, în 8 la Roma, în 9 la Milano, în 10 la Strasburg, în 11 la Zurich.